Odată la 4 ani ne cer votul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Șimon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Am revenit aici în studioul Transilvania TV. De această dată stăm de vorbă cu un alt candidat pentru primăria municipiului Zalău. Este vorba despre o doamnă, singura doamnă din această competiție electorală. Este vorba despre doamna Ludovica Preban, candidat din partea ALDE pentru primăria municipiului Zalău. Bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunteți, așa cum am spus, singura femeie care candidează pentru această funcție. Sunteți o figură cunoscută, nu în zona de politică, pentru că de curând ați ajuns în această zonă, însă, din ceea ce știu eu, majoritatea oamenilor vă cunosc la noi în Zalău, cel puțin cei din mediul de afaceri. Însă pentru cei care nu au reușit până acum să știe multe despre dumneavoastră, v-aș ruga să faceți o scurtă prezentare a carierei dumneavoastră profesionale. Da, am 30 de ani de experiență profesională în spate, în domeniul economic financiar, și acest lucru m-a și determinat să iau această hotărâre de a candida la primăria municipiului Zalău. Iar ce spuneați dumneavoastră că sunt nou venită în politică, așa este. Sunt de un an de zile de când sunt alături de ALDE, iar ceea ce consider eu că este important este partea profesională sau profesionalismul persoanei, pentru că la nivel de o administrație publică se fac multe proiecte, dar aceste proiecte trebuie să fie făcute de o echipă de profesioniști. Sigur că în spatele acestor proiecte se iau decizii politice. Asta este totul altceva. Dar este important profesionalismul colectivului și a persoanelor care colaborează. Ori pentru un candidat de primar, una dintre calități, eu cred că este onestitatea persoanei care candidează, pentru că promiți numai ceea ce poți să faci și să controlezi. Pentru că altfel dezamăgim cetățenii și electoratul. Corect, oamenii care până la urmă vă acordă votul, vă acordă încrederea, exact. Acordă viitorul municipiului și nu numai, și al județului și așa mai departe. Iar din asta mea experiență, din cei 30 de ani de activitate profesională în domeniul financiar contabil, 15 ani am petrecut în Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Sunt director executiv a filialei CECAR Sălaj, unde am avut tangență cu mediul de afaceri, cu instituțiile din oraș sau din județ, împrejurim din județ, încât am putut să colaborez și să ajungem la niște proiecte pe parte profesională care până la urmă s-au devenit în realitate. Și aici mă refer la partea legislativă, pentru că de 30 de ani de zile noi tot schimbăm. Tot schimbăm legi. Aici mă refer și la codul fiscal, care a suferit modificări fără număr, dacă dați voi să folosesc un asemenea termen. Și atunci, de fiecare dată, noi am intervenit și au fost aprobate și transformate în lege. Și, nu știu, cum stăm cu mediul de afaceri, cel puțin în județul Sălaj? Îmi permis să întreb asta pentru că știu tangența noastră și relația dumneavoastră cu oamenii din da. Mediul de afaceri. Eu am avut ocazia să lucrez cel mai mult în mediul privat. Am avut firme la care am lucrat și part-time, am fost și angajată la mediul privat. Știu ce înseamnă un profesionist contabil în mediul
privat, să coordoneze activitatea firmei respective. Și aici, dacă îmi permite să spun, noi experții contabili suntem la fel ca și medicii. Cum un medic pune un diagnostic pe sănătatea unui om, și noi, ca și profesioniști contabili, punem diagnosticul întreprinderii respective. Și știu că sunt multe lucruri care pot să fie schimbate. Și aici mă refer la nivel de municipiu Zalău privind mediul de afaceri. Noi ne-am gândit prin proiectul nostru, dacă îmi permite să și trec chiar vroiam asta, vreau să și spun, aș vrea să trecem proiectele direct noastre, proiectele, la principalele proiecte, nu o să ne ajungă timpul să le detaliem pe toate, dar vă rog să ne spuneți despre principalele proiecte. Și aici aș începe prin faptul că prima întrebare care mi-am pus-o când mi-am depus candidatura a fost ce aș putea eu să fac într-o primărie. Sunt și profesionist contabil și atunci ce aș putea fiind expert contabil, fiind consultant fiscal, expert evaluator, atunci am zis că pot să fac investiții. Și aici, pe primul punct, ceea ce ne dorim este faptul că dorim să continuăm proiectele începute, pentru că așa este corect și moral față de cetățenii orașului, ca să le ducem la bun sfârșit. Iar un alt... Îmi permit să vă întrerup puțin, îmi cer scuze. Să știți că aici este o mare problemă în ceea ce privește schimbarea aceasta de gardă, să zic așa. Oamenii noi care vin de obicei nu intenționează să ducă la capăt proiectele începute de vechea administrație. Majoritatea oamenilor care preiau frâiele unei administrații vin și spun, nu s-a făcut nimic bine până acum, eu vin, eu fac, eu și echipa mea vom face, vom drege și așa mai departe, și rămân foarte multe proiecte în aer. Scopul echipei dumneavoastră ar fi să ducă la capăt proiectele deja începute, în care până la urmă s-au investit niște bani. Da, așa este, dar scopul nostru nu este acesta, de a veni și a spune, sau pentru că este foarte simplu să spunem dărâmăm tot. Pentru că în momentul în care... Este cel mai ușor. Da, cel mai ușor și foarte simplu. Dar în momentul în care dărâm, trebuie să te gândești ce pui la loc și cum îl faci mai bine acel lucru. Și cum îl duci la sfârșit acel lucru. Vreau să continuăm cu seria de proiecte despre care ne spuneați dumneavoastră, de pe lista dumneavoastră. Da, pe partea de investiții ne-am gândit și la un parc industrial, care văd că la ora actuală nu prea există la nivel de municipiu, în care să fie mai multe entități economice private, să zic așa, să fie diversificat, pentru că acest parc industrial ar face și creșterea taxelor și veniturilor la bugetul local, dar și echilibrarea forței de muncă. La noi în Zalău e problema locurilor de muncă. Și aici vă spun numai în domeniul nostru, în domeniul economic. Sunt tineri absolvenți de economice care termină la Cluj, la Oradea, nu se mai întorc în Zalău. Pentru că nu avem locuri de muncă. Dacă ar exista acel parc industrial, atunci sunt convinsă că mulți dintre concetățenii noștri s-ar reîntoarce acasă, sau tinerii, absolvenții, indiferent că sunt economiști, indiferent că sunt IT-iști, indiferent de ce profesie au. Plus că am dorit să creăm și acel sistem de clustere între întreprinderi, adică și pentru cei care, pentru tinerii absolvenți sau pentru cei care doresc să facă și practică sau voluntariat. Pentru că voluntariatul, conform legii, este recunoscut și ca și vechime pentru un tânăr, cu posibilitate de a rămâne în firma respectivă. Sigur, dacă dobândește competențele respective și dacă este atras pentru ceea ce face. Este un proiect foarte mare acesta cu parcurile industriale, despre care cred că a vorbit în această perioadă toți candidații, însă nu este o discuție nouă. Este o discuție începută cu mandate bune în urmă. Eu am avut o întrebare, cred că pentru toți oamenii care au povestit vreodată despre parcul industrial, fie că a fost în perioada de campanie, fie că a fost înaintea campaniei.
Ok, de unde vor, facem parcul industrial, dar de unde vor exista bani pentru realizarea acestuia? Din fondurile europene, pentru că unul dintre pilonii Partidului Alianței Democraților Liberali sunt fondurile europene și dezvoltarea infrastructurii. Fonduri europene care trebuie accesate la maxim. Eu am și o experiență vastă pe parte de proiecte europene. Am participat încă de la fondurile de preaderare, unde erau fondurile înainte de intrare în Uniunea Europeană. Timp înainte de intrare, da. Am colaborat cu universități de prestigiu în care am ocupat poziții de expert financiar în unele proiecte, de expert comunicare și chiar formator, lector formator, adică am educat alți oameni, așa cum am fost și eu educată la rândul meu de profesorii și mentorii mei de-a lungul timpului. Pentru mine, ca să educ un om este un lucru foarte important și îmi și place să fac acest lucru ca să transmit generațiilor viitoare ceea ce am învățat eu și ceea ce știu să fac cel mai bine. Ori mă ghidez în viață și m-am ghidat tot timpul după un principiu. Ca să fii tu om, au fost alți oameni. Ca să fii alți oameni, trebuie să fii tu om. Ori, aici, principiu, cred că stă și la baza candidaturii dumneavoastră. Da, eu cred că să fii în primul rând un om este calitatea fiecărui candidat. Sau ar trebui să fie. Acum, mă rog, e discutabil. Da. Vreau să continuăm seria de proiecte. Aș fi curioasă dacă aveți proiecte și pe zona de asistență socială. Da, ne-am gândit și pe partea de asistență este socială. Un domeniu mai puțin atins de obicei. Da, de este un domeniu mai puțin atins, dar pentru mine este și un domeniu mai sensibil, să zic așa, sentimental. Pentru că am văzut că datorită rapidității timpului, datorită stresului, să zic, până la urmă, sau a lumii în care ne îmbârtim acum, nu mai avem timp să ne îngrijim părinții, nu mai avem timp să ne îngrijim bunicii, nu mai zic de copii, și perioada aceasta cu pandemia ne-a determinat să intervenim prin proiecte și pe acest plan la nivel de municipiu Zalău, pentru că în Zalău sunt centre sociale, dar nu sunt coordonate de către primăria municipiului Zalău. Noi avem niște proiecte care să fie direct sub, să fie direct îndrumate de primărie și coordonate. Și aici ne-am gândit la centre de zi, în primul și în primul rând, pentru copii, atât din ciclu gimnazial cât și din cel liceal, centre de zi pentru persoanele vârstnice, deși avem, dar nu sunt suficiente, centre pentru persoanele și copii cu dizabilități. Deci la nivel de municipiu, din câte m-am documentat, nu există. Am înțeles. E sigur că și aceste proiecte, pentru că toate pornesc de la bani, nu? Cu siguranță. Deci mi-ați nici ridicat repet, mingea la fileu nu sau mai repet întrebarea. Am bănuit întrebarea dumneavoastră de unde bani și pentru centre, nu? Pentru parc industrial din fonduri europene, la fel și pentru centre, tot din fonduri europene. Credeți că aceste planuri pot să sufere anumite modificări în sensul negativ în funcție de ceea ce veți găsi, dacă veți ajunge la primărie? Pentru că îmi imaginez, mai ales prin prisma meseriei, că odată ajuns acolo veți dori să faceți o analiză sau o verificare, să vă dați seama cum stau lucrurile, în ce stadiu e visteria municipiului. Sigur că nu... Nu zic că nu o să, primul lucru, o să verific, să văd care este situația la zi. Luăm proiectele care sunt începute, vedem în ce situație sunt și pe urmă demarăm proiectele noi. Și sunt convinsă că și ceilalți colegi vor fi de acord, pentru că dacă se fac niște lucruri bune în folosul comunității,
De ce să nu fim de acord, indiferent de culoarea politică? Să sperăm că această mentalitate, până la urmă, o să aibă toți cei care vor ajunge, în cazul în care veți ajunge la primărie. Eu cred, în primul rând, că toți suntem oameni și ne gândim la lucruri utile și frumoase și să facem o viață cât mai frumoasă în municipiul Zalău. Pentru că noi vedem că suntem diversi, nu, până la urmă, dar trebuie să luptăm sau să muncim și mai din greu pentru a ne uni valorile comune și umanitatea, pentru că pe astea le împărtășim în comun. Exact. Aș vrea să mai punctăm încă un singur proiect, pentru că nu ne ajunge timpul să le detaliem pe toate. Aș vrea să ne mai povestiți despre încă unul dintre proiectele pe care, dacă ajungeți la primăria municipiului Zalău, v-ați dorit să le puneți în aplicare. Da, am un proiect intitulat Un Zalău curat și verde, în care aici venim cu niște noutăți. O primă noutate ar fi un circuit turistic local în partea Meseșului, în Munții Meseș. Și acest lucru spun din faptul că am lucrat la Ocolul Silvic, am fost contabil șef o perioadă de câțiva ani, înainte de a începe activitatea la Corpul Experților Contabili. Și știu că pădurea Meseș are o funcție de recreiere, deci o să vă spun în termeni tehnici. Și prin evaluarea acestei păduri am demonstrat că valoarea ei este mai mare pentru sănătatea oamenilor decât dacă s-ar tăia pădurea și am vinde masa lemnoasă. Acest lucru și această cercetare am făcut-o în momentul în care m-am decis ca teza mea de doctorat să fie managementul contabilității în economia forestieră din România. Un aspect care nu cred că s-a punctat, nu știu dacă a mai luat cineva în considerare acest aspect cu Meseșul. Sigur că și acest lucru presupune investiții, tot bani. Mai poate fi din fonduri europene, da, dar trebuie să știi să gestionezi și bugetul local. Deci eu nu am la punct cu punct bugetul primăriei Zalău, dar din viziunea mea asupra lui este loc și de mai bine. Exact aici vreau să și ajung. Din informațiile la care ați avut dumneavoastră acces până acum și din ceea ce știți, din informațiile adunate de-a lungul timpului, unde considerați că s-a greșit de-a lungul administrațiilor? Nu vorbesc de ultimii 4 ani, vorbesc de ultimele mandate, nu știu să zic ultimele 4 mandate. Eu nu zic unde s-a greșit, pentru că nu am studiat suficient, să zic așa. Ce se putea probabil face mai sau, bine, dacă, să zic da, așa. Ce se putea face mai bine? Putea să fie gestionat mult mai bine. Și v-am zis, este loc de și mai bine. Pentru că eu, ca și profesionist contabil, un buget îl măsur de 10 ori să pot tăia o dată. Am înțeles, același principiu poate că ar prinde bine și în administrație. Acum, care au participat la Constituirea lui, cei care l-au aprobat, pot să și argumenteze aceste lucruri, lucrurile negative, să zic așa. Exact. Mi-ar plăcea să continuăm discuția, însă ajungem la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. O să continuăm și mâine cu doamna Breban lista de proiecte pe care împreună cu colegii de la ALDE o propun pentru municipiul Zalău. Deocamdată vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Vom continua discuția noastră și mâine. Și eu vă mulțumesc pentru invitația. Rămâneți alături de noi. Continuăm, bineînțeles, discuțiile cu alți candidați pentru alegerile din 27 septembrie.